Dragii noștri, într-o lume în care toți visează să facă ceva numai de la tastatură sau numai cu intermediul telefonului, v-am adus într-un loc în care putem să descoperim niște meserii, niște oameni care, într-adevăr, mai lucrează ceva și fac niște produse. Îți dorești un geam de termopan sau îți dorești ceva să fie sudat sau făcut pe baza sudurii, ai ajuns bine. Ne aflăm în parcul Cuz Logistic. Cel mai mare parc unde poți să închiriezi spații din Cluj-Napoca. Bună ziua! Am dorit două palanețe cu ciuperci, patru mici și trei plăcinte pălespede cu mărar. Nu, aici se intră, Nicu, nu e de comandat. Că scrie intrare. Intrare și aici ai poarta. Aici ai poarta, super bine păzit totul. Cameră video acolo. Mai este o cameră video dincolo. Vlad, cred că te concediez. Aici sunt așa de multe videouri, camere videouri, încât nici musca nu trece necontrolată. Unde mai pui că la poartă 24 din 24 este asigurată protecția și asistent. Da, acolo doriți să mergeți? Aveți bilet de intrare? Circulați, hai! Asfaltat, betonat, aranjat. Vii aici cu mașina și o pui la parcat. Cred că vedeți că spațiul suficient este de parcare. Deși 6 dimineața, aici în față la GLS, la depozitul GLS, de aici din parcul Cuz, nu-i nicio mașinuță în față, nicio dubiță. Înseamnă că toți îți plecați să vă livreze coletele. Nu vă supărați. Alu soția este? N-o mai comandat. A, numai azi, mâine vine. Am ajuns după kilometri întregi și la Ramplast. Haideți să vedem ce se mai lucrează și cum se lucrează. Pentru asta îți trebuie autorizație să conduci. Da. E mai greu în pasta sau afară. Eu șofer de Alba. O luptă e viața, deci te luptă. Nu putem să stăm numai pe tastatură și la telefon. Nimeni nu ne pune pe masă. Trebuie să și muncim. Muncă fizică. Munca l-a înnobilat pe om. Poate iau premiul Nobel pentru termopane aici la Ramplast. Dom'le, nu e o rușine să muncești. Numai trebuie să știi. Și dacă nu știi, aici ești învățat. Se folosește la uș de termopan. Am crezut că își face cineva masă de ping-pong. O bag în fund, până în fund, o împing. Nu mă încerc. Mă și asortez. Un pic de influență reală nu strică. Bună ziua, parc... suntem colegi, mă scuză. Am crezut că v-au angajat acum. Nu, eu sunt cel mai vechi aici. Da. Fiu. Auza de masă la cât e? De cafea? Hai că mai este. Hai cu termopanul ca să ni se facă geamul. Uhăila! Nea Mircea Lucescu, ai câștigat un portar de încredere. Ramplast, știi cum stau? Ca termopanul stau în poartă. Nu-i rău, am primit de la Ramplast mânuși și căciuli. Îs curios, la Sudometal ce mi-or da, electrozi? Și ce faci cu ei? Ți-i bag în... Băi, dar nu se mai termină odată. Am umblat 40.000 de pași în 40.000 de metri pătrați. Noroc că 20.000 de metri pătrați sunt construiți. Și mai sunt vreo 1000 de metri pătrați de dați în chirie. Ne aflăm la Mega Stock, depozit de haine Angro. Dorești ceva mai de gală, ceva mai de iarnă, ceva mai subțire, ceva mai în trend? După cum scrie acolo, big labels, small, dar small prices. Mai mergem puțin, că am obosit. Stată, Tomă! Aici la Sudometal. Dacă vrei să sudezi, ai cele mai bune aparate. Și dacă ții un aparat de ăsta în perioada antoldului, musai să ții și cască, să nu se vadă că ai ochii roșii de la sudură. Aici sunt cu domnul director de producție Ciprian și vă raportăm că se lucrează pe șantierile Patriei. Intens. La flux continuu și vom depăși planul pe care ni l-am asumat la ultima ședință. Da. Cipri, dragă zi-mi, aici ce se lucrează? La ce lucrează, domnii? La un recipient pentru baie. Recipient pentru baie. Deci un cazan de baie. Da. Cazane pentru fiert
pomele, nu se face. Nu se fac la noi. Nu se face. Deci numai pentru baie pe exterior, nu și pe interior. Exact, exact, exact. Muncește, se muncește serios în condiții de maximă siguranță la Sudometal. Mirosul ăsta, domnule, de electros, de muncă serioasă, e altceva decât de la tastatură, cum v-am mai zis. Epigrama studentei în sesiune. De dimineață până în zori sunt toată plină de sudori și mă mai odihnesc o leacă dimineața când sudorii pleacă. Eu am nivelul de calificare strung sau cum se numește? Asta e mașină de găurit. Mașină de găurit, da. Eu pot să o curăț. Aici cârnații, dacă doriți să faceți cârnații, mașină de tot. Uite ce frumos merge, da? Cam atât am eu calificare să fac. De aici se muncește, domnule. N-am primit electroz. La mine măcar că nu mi-o sări nimic în ochi, că eram ca trisuche, ca pilu. Dar ce am în spatele meu? O hală la 600 de metri pătrați, între 3,5 euro și 5 euro pe metru pătrat. Un chilipir. Hai aici, ce mai stai? La Cuz. Se dau în chirie spații de la 25 de metri pătrați până la 3000 de metri pătrați. O hală uriașă, o hală impresionantă. Hala Madrid! Care, desigur, poate fi și compartimentată în spații de mai puțin metri pătrați. Ca să vă faceți business-ul vostru, afacerea voastră, atelierul vostru, ciubucul vostru, să faceți, nu știu, la ce vă pricepe? La ciocolată Dubai. Ok, facem aici. Întreținerea și renovarea spațiilor este asigurată de proprietar. Niciun ban în plus. Cât ar fi să te ferești, tăt la calculator ești. Care ți-i parola la Facebook? Așa, clic dreapta. Bun. Vom imprima o pungă de hârtie. O vom personaliza. Să vedeți numai că dintr-un buton totul se rezolvă. Da? Deci, pe start. Ăsta cu verde, da? Da. Și vine aici. Covrigi, nu scoateți? Nu, doar punga. A și venit plasa gata, personalizată punga. Două pungi personalizate. Personalizată, mâine gata, aici la firma, cum îi zice? Creative Paper. Creative Paper, zici și tu, Creative Paper, da? Business Center Logistics. Numai bună să băgați cadouri, că se apropie sărbătorile. Poți să-ți bagi și dovleacul, curcubăta de Halloween. Buhuhu! Astea mi le dai mie, dacă-ți ciorne cum ar veni. Pun usturoiul, știți ce bine stă pe iarnă? Vă văd. Dosare cu șină. Stat român, te pup! Pentru primă înmatriculare, atâtea trebuie. Ăsta ne trebuie nouă la baie, hai! Aici, la Cuz Logistic, nu pleci niciodată cu mâna goală. Ca o albinuță, îmi au rămas bun de la acest parc. Dar cum să mi-au rămas bun? Că și noi ne-am făcut aici, cu ibușorul nostru de nebunii. Și avem așa vecini cum să cade, cordat. O scos la imprimantă și o pălincă de prună. Orice aici la vecin găsești. Vecinii ca vecinii, dar vă mai spun eu o chestie. Aici la Cuz, să ne aveți pe noi vecini, e ceva minunat. Vă așteptăm dimineața aici să bem o cafea. Atmosfera e primitoare, dezordine ca în orice loc de bărbați, de oameni muncitori care muncesc cu sudoarea palmei lor. Ca acasă, homiș. Și frumos.